Povestea continuă. Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie după Matei, capitolul 13. În ziua aceea, ieșind Iisus din casă, ședea lângă mare și s-au adunat la el mulțimi multe, încât intrând în corabie, ședea în ea și toată mulțimea sta pe țărm. Și le-a grăit lor multe în pildă, zicând: iată, a ieșit semănătorul să semene. Și pe când semăna, unele semințe au căzut lângă drum și au venit păsările și le-au mâncat. Altele au căzut pe loc pietros, unde n-aveau pământ mult, și îndată au răsărit că n-aveau pământ adânc. Iar când s-a ivit soarele, s-au opălit de arșiță și, neavând rădăcină, s-au uscat. Altele au căzut între spini, dar spinii au crescut și le-au înăbușit. Altele au căzut pe pământ bun și au dat rod, una 100, alta 60, alta 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Și ucenicii, apropiindu-se de el, i-au zis: de ce le vorbești lor în pilde? Iar el, răspunzând, le-a zis: pentru că vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, pe când acelora nu li s-a dat. Căci celui ce are, i se va da și îi va prisosi, iar de la cel ce nu are, și ce are, i se va lua. De aceea le vorbesc în pilde, că văzând, nu văd, și auzind, nu aud, nici nu înțeleg. Și se împlinește cu ei prorocia lui Isaia, care zice: cu urechile veți auzi, dar nu veți înțelege, și cu ochii vă veți uita, dar nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a învârtoșat și cu urechile au de greu și ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile și cu inima să înțeleagă și să se întoarcă și eu să-i tămăduiesc pe ei. Dar fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud. Căci adevărat grez vouă că mulți proroci și drepți au dorit să vadă cele ce priviți voi și n-au văzut, și să audă cele ce auziți voi și n-au auzit. Voi deci ascultați pilda semănătorului. De la oricine aude cuvântul împărăției și nu-l înțelege, vine cel viclean și răpește ce s-a semănat în inima lui. Aceasta este sămânța semănată lângă drum. Cea semănată pe loc pietros este cel care aude cuvântul și îndată îl primește cu bucurie, dar nu are rădăcină în sine, ci ține până la o vreme. Și întâmplându-se strâmtorare sau prigoană pentru cuvânt, îndată se zmintește. Cea semănată în spini este cel care aude cuvântul, dar grija acestei lumi și înșelăciunea avuției înnăbușe cuvântul și îl fac neroditor. Iar sămânța semănată în pământ bun este cel care aude cuvântul și îl înțelege, deci care aduce rod și face unul 100, altul 60, altul 30. Altă pildă le-a pus lor înainte zicând: asemenea este împărăția cerurilor omului care a semănat sămânța bună în țarina sa. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină printre grâu și s-a dus. Iar dacă a crescut paiul și a făcut rod, atunci s-a arătat și neghină. Venind slugile stăpânului casei, i-au zis: Doamne,
N-ai semănat oare sămânță bună în țarina ta? De unde dar are neghină? Iar el le-a răspuns, un om vrăjmaș a făcut aceasta. Slugile i-au zis, voiești deci să ne ducem și să o plivim? El însă a zis, nu, ca nu cumva plivi neghina să smulgeți odată cu ea și grâul. Lăsați să crească împreună și grâul și neghina până la seceriș. Și la vremea secerișului voi zice secerătorilor, pliviți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul adunați-l în jidnița mea. O altă pildă le-a pus înainte zicând, împărăția cerurilor este asemenea grăuntelui de muștar pe care luându-l omul a semănat în țarina sa și care este mai mic decât toate semințele, dar când a crescut este mai mare decât toate legumele și se face pom încât vin păsările cerului și se sălășluiesc în ramurile lui. Altă pildă le-a spus lor, asemenea este împărăția cerurilor a luatului pe care luându-l o femeie l-a ascuns în 3 măsuri de făină până ce s-a dospit toată. Toate acestea le-a vorbit Iisus mulțimilor în pilde și fără pildă nu le grăia nimic, ca să se împlinească ce s-a spus prin prorocul care zice, deschide voi în pilde gura mea, spune voi cele ascunse de la întemeierea lumii. După aceea, lăsând mulțimile, a venit în casă, iar ucenicii lui s-au apropiat de el zicând, lămurește-ne nouă pilda cu neghina din țarină. El răspunzând le-a zis, cel ce seamănă sămânța cea bună este fiul omului. Țarina este lumea, sămânța cea bună sunt fiii împărăției, iar neghina sunt fiii celui rău. Dușmanul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. Și după cum se alege neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Trimite va fiul omului pe îngerii săi, vor culege din împărăția lui toate smintelile și pe cei ce fac fără de legea și îi vor arunca pe ei în cuptorul cu foc. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit, să audă. Asemenea, este împărăția cerurilor cu o comoară ascunsă în țarină, pe care găsind-o un om, a ascuns-o și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Iarăși, este asemenea împărăția cerurilor cu un neguțător care caută mărgăritare bune și aflând un mărgăritar de mult preț, s-a dus, a vândut toate câte avea și l-a cumpărat. Asemenea este iarăși împărăția cerurilor cu un năvod aruncat în mare și care adună tot felul de pești. Iar când s-au umplut, l-au tras pe scarii la mal și șezând, au ales în vase pe cei buni, iar pe cei răi i-au aruncat afară. Așa va fi la sfârșitul veacului, vor ieși îngerii și vor despărți pe cei răi din mijlocul celor drepți și vor arunca în cuptorul cel de foc. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Înțeles-ați toate acestea, zisau lui, da, Doamne, iar el a zis, de aceea, orice cărturar cu învățătură despre împărăția cerurilor este asemenea unui om gospodar, care scoate din visteria sa noi și vechi.
Iar după ce Iisus a sfârșit aceste pilde, a trecut de acolo și venind în patria sa, îi învăța pe ei în sinagoga lor, încât ei erau uimiți și ziceau, de unde are el înțelepciunea aceasta și puterile? Au nu este acesta fiul teslarului? Au nu se numește mama lui Maria și frații verii lui, Iacov și Iosif și Simon și Iuda? Și surorile, verișoarele lui, au nu sunt toate la noi? Deci, de unde are el toate acestea? Și se zminteau întru el, iar Iisus le-a zis, nu este proroc disprețuit decât în patria lui și în casa lui. Am citit din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 13. Povestea continuă.